Costele, Costele, băiatule, oh, bine că te întâlnesc. Mitică, ce surpriză, mitică, ce surpriză. Mă, te caut de două zile, am venit special de la Constanța. Lasă-mă, lasă, fără, treci la subiect. Costele, tu știi că ești ca și fratele meu. Ce frate? Ești ca și prietenul meu bun, ești frățiorul meu. Ești... Cât? Așa mă cunoști, Costele, 12.000. 12.000. De unde, mă, n-am? Păi nu, că nici eu n-am nevoie de bani. Banii i-am pus la loc, știi? Aha. Prejudiciul e acoperit. Rămâne... Descoperirea. Descoperirea, auzi, da. Auzi, mitică, și astea 12.000, cum au fost calificate? Azi neglijență în serviciu, mâine poate de lapidare. Poate de lapidare. Și vrei să scap de grija păi zilei de mâine? Păi vreau să scap, dar vreau să scap de grija, că tu știi că eu am mai fost... Știu, mitică, de 4 ori. De 4 ori, da. Aveai un avocat bun. Un avocat? Mă, mare noroc ai, nu bun, foarte bun, Aristică Ionescu. Uite acum am despărțit de la masa aia de acolo. I-am aranjat un client din Constanța, un marinar, da. Te duci la el și spui că vii din partea mea. S-a aranjat. Aristică? Aristică Ionescu. Îți mulțumesc, Costele, să trăiești. Fie într-un ceas bun. Te-am salutat, aranjem noi. Te-am pupat să trăiești. Alerg, alerg. Alergă, băiete, că te odihnești, te odihnești tu acolo. Bate în lemn, mă, termină. Să trăiești, domnul. Tovarășul avocat? Da. Să trăiți, tovarășul avocat. Vă salut. Sunteți din Constanța? Din Constanța. E clar, marinarul. Vă rog, luați loc, poftiți. Luați loc. Tovarășul avocat? Spuneți, vă rog. Tovarășul avocat, ce mai la deal la vale? Intru la apă. Și ce, e prima oară? E, da, aveți dreptate, nu e pentru prima oară. Doar sunteți de meserie, nu? Da. Apropo, ultima oară, cât ați stat? 6 luni. A, cursă lungă. E, am stat și 2 ani, dar de curs a fost precis cursă. 2 ani? Da. Probabil pentru pol. E, tocmai dumneavoastră, tovarășul avocat, care știu că vă pricepeți. Păi pentru un pol nu stai 2 ani. Da, aveți dreptate. S-au făcut progrese, domnule, și în privința asta. Da. Uite, am un zen săracu... Cât a luat ăsta, tovarășul? Acolo i-au rămas oasele, nu? A, a intrat adânc. Adânc de tot, până aproape de pol. De ultimul pol. Păi ce, sunt mai mulți? Eu știu numai 2. Păi, pentru 2 poli nu vă deranja, nu, tovarăș avocat. Dar, apropo, v-ați întors de mult că nu vă văd în uniformă. Păi, uniforma rămâne la dânsii, domnule. Doar nu o să umblu cu ea pe stradă, așa, păi, nu? Ce, e frumoasă, mie mi-ar place. Spune, te rog, ești căsătorit? Logodit. N-apuc să mă însor. Cum fixez cununia, mă cheamă la ei. Acum iar m-au chemat. Și plecați pentru mult timp? Acum, cred că pentru 2 ani. Dumneavoastră, sigur că da, sigur, nu sunteți un începător, da. Dar colegii cum vă apreciază? Ce spun? Ce să spună? Mitică iar a făcut la stânga. Timonier, da? Nu știu cum se încadrează, habar n-am. Dar acolo, domnul Mitică, acolo, nu vă e dor de uscat? Ba da, mi-e dor. Cum ies, intru undeva și usuc. Acum 12.000. Mile? Mile, nu mi le impută că le-am pus la loc. Mile marine. Mitică, marine șef. Capitanul? Nu, capitanul nu. Capitanul nu-l prea văd decât la plecare. Chiar pe urmă se închide în cabină și... A, nu, nu, nu. Dânsul nu se închide. Închide. Dar, domnul Mitică, și când v-ați întors? Acum 3 luni. De acolo ați adus, nu? Ați adus, cred, un cadou logodnicei, nu? Ce puteam să aduc de acolo, tovarăș? Uite... Un lanț, de exemplu, se poartă. Păi acolo, da, dar aici, cu lanțul. Și acum, când plecați, știți itinerariul? Da, cred că spre Stuf. Expediție științifică. Păi cheamă des, domnule? Des. Sunteți capabil? De orice, tovarăș. Fără dumneavoastră nu se descurcă, nu? Jur. Jurământul. Jurământul depuneți față de... Da, în fața lor. Păi da, ce e prima oară, jur și mă leagă. Așa e, domnule, la dumneavoastră. Plecați, legați prin jurământ. Da. Dar ultima oară nu a fost furtună? Ce să fie? Furtună, să zic, vânt, ploi. A, nu știu, că eu n-am prea ieșit pe afară. A stat mai mult înăuntru, în cabină, da? E, cabină, cu toți acolo. Da. Dar valurile, valurile, nu le-ați simțit? Care valuri, tovarășa, făcă? E pe mare. Care mare? Știu eu care. Acum, de exemplu, încotro o luați? Spre Văcărăști. Port? Vărgat, bonetă, numeri zilele cu creta pe perete. Lup de mare, lup de mare. Nu, 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 gură de lup mare. Apropo, rău de mare aveți? Ce să am? Rău de mare, adică acolo. Vă simțiți rău? Prima oară m-am simțit, sigur.
Acum v-ați obișnuit, nu mai e o problemă, nu? Nu, dar sper să scap. Și cum să scăpați? Păi dumneavoastră mă întrebați pe mine cum să vă întreb eu pe dumneavoastră cum să scap. Doar sunteți avocat, nu? A, da, sigur. Păi scapă-mă. A, mata, nu vrei să te mai duci. Păi cum o să vreau, dumneavoastră, ce sunt nebun? A, nene, atunci e foarte simplu. Îți dai demisia și spui că nu te mai duci la ei. E, vine-i după mine și mă ia. Nu, 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 n-au dreptul. Capitanul are la fără frecvență, știu eu precis. Lasă, domnule, vezi de treabă. Spui că nu te mai duci, că ți-ai dat demisia și sunt obligat să-ți o primească. Păi da, dar e pe mine, mă vor. De ce? Păi eu știu, așa e obiceiul. Dar ești chiar așa de neînlocuit? Păi nu mă cunoașteți, tovarășul avocat. Sunteți... Da. Dar, domnule, înseamnă că țin la dumneata, nu? Da. Dar dumneata nu ții deloc la ei? Am ținut, i-am pus la loc, nu? Păi atunci ce mai vor de la dumneata? Păi zice că de ce i-am luat. Pe cine? Pe ei. Pe care ei? Pe lei. Lei? Da. Dar i-au prins dânsii? Nu, dânsii m-au prins pe mine. Și lei? Lei unde i-ai băgat? I-am dus înapoi la dânsii. Cu ce? Cu o servietă, am o servietă mare. Doamne, dumneata, îți bați joc de mine sau ești nebun delegat? Îi zic că sunt bun delegat. Și unde țineai, domnule? Lei? La mama, în grădin. E în vârsta mama? 60 de ani, am mai mâncat și dânsa din ei. Dânsa din ei sau invers? E, am mai mâncat și eu și, să știți, vă dau și dumneavoastră. Nu, 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 mulțumesc, nici nu vreau să-i văd. A, nu, nu, păi nu i-am la mine, sunt afară. Cum afară? Afară. Dumneata, e lei afară? Am lei afară. Ia de dumne să-i văd și eu. Mă duc, îi aduc. Cât să aduc, dar știți, nu vă aruncați, tovarășul avocat. 2-3 lei acolo, nu? 2-3 lei, păi am la mine. Nu, 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 stai, ce faci? Și ajutor, chem miliția, stai. Ce să chem miliția? N-am făcut nimic, tovarășul avocat, nu recunosc nimic. De ce să chemați miliția? Cine recunoști? Păi de ce? Dumneata, m-ai mințit? Nu, n-am mințit. Dom'le, ești din Constanța? Din Constanța. Ești marinar? Nu, tovarăș, eu sunt gestionar. Apă! Aoleu, ăsta-i marinarul, domnule. Bă. Și eu credeam că e avocatul, doamne. Ce mi-ai făcut, Costel? Inima-mi cânta, vântul se întreba de ce, pântul dor purta, marea se întreba de ce, doarme sirpul ce ardea, nu se întreba. Te voi aștepta, vântul va afla de ce, te voi căuta, marea va afla de ce, norii fum sor de strâma, se va însemna. Am fore cu vis și dor grele, le voi anina dunor stele, le-o purta în calea ta zarea, le-o sorbi privirea ta și-ți vor umple inima când spre mine te-o purta marea. Vântul va afla de ce te voi căuta, marea va afla de ce din tăceri voi destrăma taina mea așa ta.
Ce ți-am adus, vă rog? Ce ți-am mai v-aș ruga? N-aveți idee, mai era un scaun. Mitică! Costică! Ce faci, mă, Costică? Ia uite ce surpriză! Ce-i cu tine pe litoral, păi? Tu spuneai că e concediu abia în noiembrie. Ce-i cu tine acum? Ce să fie, muncă și iar muncă, a? Muncă? Da, da, văd cu sifon. Ce-i cu tine pe aici, a? Costică, am venit la un simpozion. Am venit? Cine am venit? Păi suntem 14 persoane. Dar unde lucrezi tu acum? Unde lucrezi? E? La Vântul Condimentelor. Condimente? Ce condiment? Muștar. Ce fel de muștar? Muștar de masă, bineînțeles. Muștar pentru cremă și pentru rasol și pentru maioneză. Da, și simpozionul știi ce tratează? Despre asta vă simpozionați. Da. Despre evoluția muștarului de la sirocaldeieni până în zilele noastre. Și cât durează dezbaterea? 12 zile. O cură de nămol. Exact, cât ține cură. Păi sigur că da. Ascultă, și cine plătește toată tevatura asta? Cazare, masă, banchet, simpozion, un alta? Păi, asta costă, nu? Ce? Întreprinderea. Avântul Condimentelor. Aia, cum ești tare? Ascultă, bravo, Mitică. Dar te rog să fii discret. Nu trebuie să mai bați toba, nu? Ce, cu chestia cu... Da. Așa mă cunoști pe mine. Ascultă, Costică. Noi am găsit un limbaj foarte interesant între noi, cei care ne simpozionăm. Ce limbaj? Cum adică? Uite, de exemplu. Da. Când... Vezi canetul ăsta? Da. Ăsta conține 100 de expresii uzuale. Înțelegi? Ce, un fel de dicționar, așa? Foarte original. Da, un dicționar original. Fiecare frază corespunde unei cifre. Nu înțeleg. De exemplu, când vrei să-i spui unui membru de la acest simpozion, hai, șmechere la ultraviolete, trăiască simpozionul, îi spui 26. Înțelegi? Noi înțelegem, iar ceilalți nu înțeleg nimic. Numai așa, cifra 26 și el știe ce... Da. Ascultă aici. Uite, de exemplu, când spui 204, înseamnă că faci cinste cu o bere. 204, dai o bere. Da. Cifra 3 este indicativul pentru nisip. Bun. 65, indicativul pentru valuri înspumate. 40 înseamnă faleză. 153, nu băga lingurița în buzunar. Și așa mai departe. Original, nu? Nu mă gândesc. Știi că e o chestie. Băi, da. Când ai voi să încerc și eu? Ia să vedem să... ce 415 că te întâlnesc. Da? Așa? Da. Ce 415 că te întâlnesc. Când ai 19 la eforie? Eu am 19 de săptămâna trecută. Da? Da. Și dimineața unde faci doiul? Păi la model. Eu la Belona. Are nisipul mai doi. Așa. Mai doi sau mai trei? Nu, nisipul mai trei, da. Nu, și în orice caz, vine lume mai 55, așa mai. Apropo, stai așa, nițel. Ce mai face 11? 11? 11. Așa. Cum îl știi? Face plaje la Eforie Nord, da. Și în Mare 27 cu Violeta. În Mare 27... Hai că mi-a descurcat, să zi așa, hai. Mătărță, arzi pe Stinciu cu simpozionul pe banii întreprinderii. Ei, cine toate vrei să le cinci. Întreb și eu așa, din pură 19, sigur că... În orice caz, dacă de seară n-ai vreun program mai special așa, eu te invit la o 204. La o 200 cât? 204. 204. Ascultă, Costică, da. Pușchea pe limbă, nu fi 325, că mă 809 imediat. Stai, mă, eu nu te știam pe tine așa de 71, nu? Te credeam prieten, dar dacă faci pe 502, să-ți fie 22. 1022? Ia uite unde stătea Martizul de 40. E-te-te. Adio și n-am 45. Ia mai 12.50, măi. Iată-mă, ia, sări simpozionul dumnealui că l-am invitat la o 204. Scrie foarte clar în dicționar. 204 înseamnă că... 200... Are dreptate, săracu. 204 nu înseamnă să vină o bere, plătesc eu. Înseamnă să vină o anchetă să te pună să plătești tu. Ei, și puțin în 15.
ce nu l-ai dat chiar tu. Ha, ha. Tu mi-ai spus că e simbolul iubirii ce mi-o porți, că sunt viața ta, altfel n-ai putea, niciun rost pe lume n-ai avea. Dar n-a fost așa, te-ai înstrăinat și nu știu ce te-a putut schimba. De ce alungi iubirea? Ce s-a făcut ea? De ce mă silești să plec odată cu ea? Oare ai uitat câte mi-ai jurat? Vreau să fii același, același pe care eu l-am iubit atât. Acest inel când nu ești lângă el, ha, ha. Nu-i de argint și nici de aur, e mult mai prețios. E din dragoste, doar din dragoste, și eu fără el nu vreau, nu pot. Dar de mi l-ai luat, n-ar mai străluci, locul lui e doar pe mâna mea. De ce alungi iubirea? Ce ți-a făcut ea? De ce mă silești să plec odată cu ea? Oare am uitat câte mi-ai jurat? Că vreau să fii același, același pe care eu l-am iubit atât. Pe care l-am iubit atât. Pe care l-am iubit atât. Ce vă uitați, tovarăși? Eu sunt Jean Constantin din Constanța. Iarna mă numesc Jean Constantin și vara Jean Două Pehol. Eu sunt. Eu sunt cel mai popular actor constanțean între 15 mai și 1 octombrie. Alain Delon e un fleac. Poftim? Cum? Tot bronzat, tot bronzat. Da, fraților, bronzat la lună. Fac ultraviolete nocturne, că dorm pe plajă 3 luni pe an. Că apartamentul meu e o proprietate personală din octombrie până în mai. Că din mai mă caută televiziunea mai rău ca pe bănică și radioul mai abitir ca pe spătarul. De cinematografie ce să vă mai spun? Vara sunt bun pentru decebal. Și cum se răcește timpul, ajung ultimul roman. Vara, cazez, doi pe balcon, trei în baie, că restul le ofer camerele. Mi-a aruncat aragazul în stradă că ocupa prea mult loc. Șifonerul nu i-a deranjat. Da, pentru copii merge. Mi-a trebuit climă temperat continental. Ce viață e la Polul Nord. Ieri m-a sunat un verijor de-al patrulea. Zice că avem aceeași grupă sanguină. Donatori universali, da. El donator de rasă și eu donator de casă. Habar n-am avut că am rude la bârlad. De unde să știu? Mi-am amintit de ieri de ei, din când m-au sunat în gară. De unde? La mine când sună telefonul, îmi forțez memoria. Dacă a ajuns el, Florin Piersic, rudă cu mine. Mă trăgea la oglindă să văd cât de mult semănăm. Și semănăm, ca două picături. El de apă, eu de Pepsi. Numai socrii m-au înțeles. Mi-a spus, vino tu la noi, poți să stai și o lună. Dar să ne lași casa, că ei sunt din Slobozia și e un sezon vara asta în Slobozia. Dar ce să fac? În schimb, la teatru sunt foarte bine văzut că dorm în cabină. Când nu doarme, un coleg de-al meu de la Piatra Neamț, care zice că nu pot să-l refuz, că am fost colegi de institut. Care institut? Poate la Petrol și Gaze, că institutul de teatru l-am terminat la admitere. Că așa mi-a fost mie scris, să dau doar scrisul. La oral n-am mai ajuns, că se făcuse târziu. Și nu pot să refuz pe nimeni. Capitanul din armată, care m-a menajat cu 5 zile de arest, nu pot să-l refuz.
că mi-a fost ca un părinte. Nu mi-a dat el zile. Agentul de circulație din București, cum am să pot să-l refuz când a fost atât de amabil, de drăguț și nu mi-a trecut în permis? Datorită lui am scăpat cu o amendă de 1500 de lei. Am obligații față de 5 doctori și n-am fost în viața mea bolnav nici de pojar. Dar ce să faci? Te joci cu sănătatea? Ăștia de-abia așteaptă să le pici în mână, că doi din ei sunt chirurgi. Și cum dorm pe plaje, mai știi? Organismul se apără, dar și nisipul trage, nu? Vine un val mai mare, îmi ia pătura, rămân dezvelit și răcesc. De mâine o prind în scoabe. Ce să fac? Ăsta sunt. Da, ăsta sunt, fraților, altul nu mai aveți. Nu mai aveți. Acum m-am pregătit și pentru sezonul ăsta. Da, sunt pregătit. Am văruit cotețul, am gonit câinele. Adio, nu mai pupă el coteț și paie până la 1 octombrie. Și schimb și tăblița după poartă. Anunțul. Sunați câine rău. Na, pun altul. Nu sunați. Jean rău. Fiară. Mă duc să-mi iau un loc, să nu mi-l ocupe tașca, că ăsta e capabil. Dar fetele l-au crezut și tot mă întreabă cu ce descântec eu te-am adus aici, cu ce vrăj te-am amețit fără să știi de te-ai oprit tocmai la mine. De te-ai oprit, ele nu pot înțelege cum de nimeni nu-ți mai pasă, cum de-ți par cea mai frumoasă, cum de mă iubești, cum mă iubești, când de mândrei lumea plină și-ți surâde orice fată, cum pe cea mai neînsemnată floare din grădină o ale. Dar fetele n-au crezut și tot mă întreabă ce te-a îndemnat la mine să rămâi și de ce, de ce răspuns nu l-ai mai dat ochilor dulci care te cheamă ca altă dat. Ele nu pot înțelege cum de nimeni nu-ți mai pasă, cum de-ți par cea mai frumoasă, cum de mă iubești, cum mă iubești, ce te cheamă lângă mine și ce tot vorbim într-una, de-adorm stelele și luna și încă nu ne-am spus ce aveam de spus. N-au crezut că niciun farmec, niciun descântec nu te-au adus aici, că nu știu ce te-a făcut să mă îndrăgești și că doar teama că te voi pierde atât le ascund. Ele nu pot înțelege cum de nimeni nu-ți mai pasă, cum de-ți par cea mai frumoasă, cum de mă iubești, cum mă iubești, când de mândrei lumea plină și-ți surâde orice fată, cum pe cea mai neînsemnată floare din grădină ori.